slăbiți să fie Domnul. Amin. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, în această seară suntem adunați aici în numele Domnului Iisus Hristos și am vrea să ne împărtășim din Cuvântul Sfintelor Scripturi. E adevărat că cei din Germania sărbătoresc astăzi Înălțarea Domnului Iisus. Am uitat pe notările mele, am mai fost doar două slujbe de înălțare la dumneavoastră. Și știu și tematicile pe care poate dumneavoastră nu le mai știți și normal, trecut am destul de mult. Am avut două tematice, într-una motivele înălțării Domnului Iisus și alta am avut avantajele înălțării Domnului Iisus Hristos. În seara aceasta vreau, în schimb, să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri și va reveni din nou, să aveți încredere. Și e foarte important pentru fiecare dintre noi, odată ce ne gândim la înălțarea Lui, să ne gândim că El poate veni în noaptea aceasta. Poate veni în mod special pentru biserica sa, sau poate veni în mod personal pentru mine sau pentru tine. Și pentru fiecare dintre noi este foarte important de văzut cum este un om gata în așteptarea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. El s-a înălțat ca să vină iarăși. El va veni cu slavă și cu putere. Dar fiecare dintre noi trebuie să fim gata. Când ucenicii au plecat de la înălțarea Domnului Iisus plin de bucurie, toată generația aceea a crescut cu mentalitatea că Domnul Iisus vine în timpul vieții lor. De aceea scria autorul epistolei către evrei încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și-au trecut generație după generație, dar tot oamenii aceștia l-au așteptat pe Domnul. La momentul actual suntem după aproape 2000 de ani după înălțarea Domnului Iisus Hristos și a început să cuprindă mintea credinciosului, dar Domnul întârzie în plinirea făgăduinței Lui. Domnul are timp. Și eu mai am timp de pocăință. Și eu mai am timp să îndrept lucrurile. Și eu. Și așa se constată astăzi la foarte mulți creștini, în multă preocupare pentru lucrurile lumii acestea în mod excesiv, o lipsă de putere spirituală, pentru că mai avem timp să ne pocăim, pentru că mai avem timp să ne îndreptăm, pentru că mai avem timp să fim plini de râvnă pentru Domnul. De aceea, în seara aceasta, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră dacă Domnul ar trebui să revină în seara aceasta pentru tine sau pentru biserica Lui, cum ar trebui să fiu eu și tu gata. De aceea mă voi folosi un cuvânt al Domnului din Luca, capitolul 12, de la versetul 35. Dacă nu vă este prea greu, ne ridicăm înaintea Domnului. Luca, capitolul 12, de la versetul 35 până la versetul 40. Mijlocul să vă fie încins și păcriile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi venind la venirea lui. Adevărat, spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă îi va găsi vechind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar vedea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, da, fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Vreau să ne ocupați locurile. Cea mai mare provocare pentru fiecare credincios este să fie gata. În momentul când trece din viața aceasta, când firul vieții lui se termină, indiferent ce evenimente vor mai avea pe pământul acesta, pentru el nu au nicio valoare. Pentru oamenii care au murit înainte de pandemie, nu are nicio valoare cum trecem noi prin pandemie. Ei s-au dus, au plecat. Nu mai are valoare lucrurile pe care le-au deținut, nu mai are valoare realizările pe care le-au avut, ci singurul lucru care contează în perspectiva veșniciei și așteptării evaluării și judecății Domnului este dacă au fost gata sau nu. De aceea, pentru fiecare credincios, indiferent de vârstă și de vechime în pocăință, este foarte important să se autoevalueze în baza Sfintelor Scripturi. Pentru foarte mulți a fi gata înseamnă, Doamne, eu sunt creștin, te-am primit pe tine, am luat botezul și de atunci văd de treaba mea fiind gata. Nu totdeauna, cum zicem noi, că a fi gata este și în ochii lui Dumnezeu gata. Nu totdeauna perceptele noastre și convingerile noastre sunt și dorințele lui Dumnezeu. De aceea, din când în când, trebuie să luăm viața noastră
cu tot cu mentalitatea noastră, cu tot cu deprinderile noastre și să le așezăm sub autoritatea Cuvântului Dumnezeu. Să vedem, se potrivesc și dacă nu se potrivesc, nu trebuie schimbat Cuvântul, că El e infailibil, trebuie să ne schimbăm noi. Doamne ajută! Vreau ca seara aceasta să vă vorbesc despre ținuta credinciosului care îl așteaptă pe Domnul, apoi voi vorbi despre atitudinea corespunzătoare a unui credincios care îl așteaptă pe Domnul și în ultima parte voi vorbi despre acțiunile pe care le face un credincios care îl așteaptă acum pe Domnul. În primul rând aș vrea să vă spun, stimații mei, că Biblia vine și spune în mijlocul să vă fie încins. Se referă la un om deja îmbrăcat. Pe timpul Domnului Iisus Hristos, oamenii nu purtau costume ca zilele noastre de astăzi, ci purtau o anumită haină mai lungă, așa, pe care o aveau. Și când Biblia vorbește despre mijloc încins, vorbește despre un om deja îmbrăcat. N-are niciun sens să-ți imaginezi un om încins peste lejeria intimă. Ci omul respectiv avea o haină pe el și era încins la mijloc. Aș vrea să vă spun, stimații mei, că atunci când vine împăratul nostru, fie că e la a doua strajă, fie că e la a treia strajă, eu nu trebuie să stau în pijamale spirituale. Eu m-am dezbrăcat de lucrul Domnului. Eu m-am dezbrăcat de râna pentru Domnul. Am luat o pauză. Acum mă odihnesc. Nu există pensie, nu există șomaj, nu există pauză. Eu trebuie să fiu îmbrăcat și la două dimineața în hainele mântuirii. Doamne ajută! Amen. Îți bate cineva în geam, te enervează cineva, îți atacă cineva acasă, în primul rând trebuie să aduci aminte că ești pocăit. Trebuie să aduci aminte că crezi în Iisus Hristos. Răspunsul tău la orice provocare, la orice situație, trebuie să fie în funcție de crezul tău și de cine, pe cine aștepți tu. De aceea, iubiții mei, hainele trebuie să nu-ți lipsească. Când un om îl primește pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și face legământ cu Domnul, spunea Sfânta Scriptură, cine câți v-ați botezat în Hristos, cu Hristos v-ați îmbrăcat. Dumnezeu ne onorează și ne îmbracă în Domnul nostru Iisus Hristos. Sunt hainele mântuirii pe care ni le dă Domnul. De aceea suntem acceptați de Domnul, nu că suntem perfecți. De aceea rugăciunea e ascultată, de aceea cântarea e ascultată, de aceea slujba și ziua de post e ascultată. Nu pentru că merităm, suntem oameni imperfecți, ci pentru că ne-am îmbrăcat în Hristos, Dumnezeu se uită la rugăciunea noastră prin haina noastră. Dumnezeu se uită prin ce suntem îmbrăcați. De aceea ne-a dat să ne îmbrăcăm în Hristos. Putem să fim îmbrăcați în haine de pentecostal. Putem să fim îmbrăcați în haine de oameni vechi în pocăință. Putem să fim îmbrăcați în neamul nostru. Aș vrea să vă spun, niciunul dintre hainele acestea nu ne asigură că Dumnezeu ne ascultă. Există un singur nume dat oamenilor prin care trebuie să fie mântuiți, prin care le sunt ascultate rugăciunile, prin care le este dată viața veșnică. Și numele acela este Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Omul este îmbrăcat cu hainele mântuirii, îl poartă pe Hristos, este îmbrăcat cu El. Însă ar vrea să vă spun câteodată te obișnuiești cu starea aceasta. Ești îmbrăcat în Hristos și Dumnezeu te ascultă. Că e rugăciunea mai pasională, că e rugăciunea mai molcumă, că cântarea ta e plină de elan, că nu poți să cânti sau treci dintr-o anumită situație. Nici problemă de asta. Orice faci, cu cuvântul sau cu fapta, făcând în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu te acceptă din pricina hainei și a numelui în care vii. V-am spus că ne obișnuim cu stările acestea de lucruri și dacă nu ne încingem hainele, s-ar putea la un moment dat să avem tentația să ne dezbrăcăm. Pentru că trăim în sânul comunităților din zilele noastre de astăzi, sunt la îndemână două haine în Noul Testament cu care credincioșii ar putea la un moment dat să se îmbrace. Nu poți să îmbraci hainele alea peste hainele mântuirii. Trebuie să dai jos haina mântuirii și să le iei pe celelalte. Prima haină pe care aș vrea să o pomenesc este cea pe care Apostolul Pavel o spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 5. El spune așa, în adevăr, cum bine știi, niciodată n-am întrebuințat vorbe mărgulitoare, nici haina lăcomiei, martor este Dumnezeu. Una dintre hainele pe care le găsim pe cărarea mântuirii, așezate așa, cum te vei întâlni de pietre de potipnire,
cum te vei întâlni de pete de păcătuire, de pricini de păcătuire, te vei întâlni și pe jos, așa, câteodată, lăsată haina lăcomiei. Că dacă ți s-a de făcut fapte, că dacă te supără cineva din punctul ăsta de vedere, că dacă la un moment dat constați că numai tu ești cel ce dai, numai tu ești cel ce slujești, numai tu ești cel ce alergi, numai tu ești cel ce faci ceva pentru Domnul, la un moment dat cineva îți șoptește, dar numai tu. Dar numai tu să alergi, dar numai tu să dai, dar numai tu să contribui. Dar sunt atâția care ar putea face. De ce altul? Adică și-ar păstra banii pentru concedii? De ce altul și-ar păstra banii și resursele pentru a trăi mai bine? Iar tu să fii prins în jugul acesta al dărniciei. De ce? Pentru că ești îmbrăcat cu hainele mântuirii. Și când Dumnezeu te mântuiește, tu devii o sursă de binecuvântare. Dar pentru a fi o sursă de binecuvântare, trebuie ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și prin tine să binecuvinteze pe alții. Te poziționează Dumnezeu așa. Foarte mulți oameni doresc ca Dumnezeu să le umple mâinile de binecuvântări. Dar când stau la semenii lor, stau așa. Stau așa. Și uită, când vin la Dumnezeu, curg binecuvântările pe lângă pumnilor strânși. Când vine cineva, Domnule, te rog, ajută-mă. Și într-o situație care, într-adevăr, trebuie ajutat. Biserica are nevoie de renovare, trebuie făcut o, cumpărat o parcare, trebuie făcut, vorbesc la termenii la ora actuală. Dar ce numai eu să fac? Ei bine, când un om din puținul lui deschide mâna pentru lucrarea Domnului, pentru săraci, pentru vădlă, pentru orfani, în palma aceea deschisă, Dumnezeu toarnă binecuvântări, slăviță fie Domnul. Dumnezeu nu toarnă baloți de euro din cer pentru o anumită situație. Banii vădului, a orfanului, a lucrării lui Dumnezeu sunt în buzunarul mele. Depinde de ce fac cu el. Când m-am săturat de făcut fapte, când am obosit în facerea binelui din diverse motive, s-a putea la un moment dat să las haina mântuirii jos și să mă îmbrac cu hainele comilii. Din momentul ăla, tot ce fac, eu mă gândesc și miese. Bun, eu ajut, dar în locul comitet. Bun, eu ajut, dar din punctul ăsta de vedere, sunt măcar pe un panou, ceva, în care să se vadă poza mea, să fiu văzut eu. De ce? Pentru că dintr-o dată, dintr-un om dezinteresat, care făcea lucrarea Domnului știind că Dumnezeu îmi va răsplăti, îmi va contabiliza pașii mei de priveac, îmi va contabiliza oftaturile mele, dintr-o dată devin un om care am nevoie de cinste, care am nevoie să se pomenească numele meu, care am nevoie, chiar insist asupra titlurilor mele. Sunt oameni care spun, Domnul, eu am venit la voi la Wiesbaden, dar trebuie să mă prezinți. Doctor, profesor, inginer, mai caute ceva din problem și le pune acolo, după care să pui și numele lui. Și după aceea stai și te aștepți de la așa ceva și la un moment dat spui, băi, dar cine are priorit? De ce? Omul a dezbrăcat haina numită Iisus Hristos și s-a îmbrăcat cu haina lăcomiei. Lăcomie după imagine. Lăcomie să fie apreciat. Lăcomie să ia slava. Oribiții mei, e foarte interesant pentru noi să ne verificăm, suntem îmbrăcați noi cu hainele pe care le-a dat Dumnezeu? Că doar alea au valoare. Doar alea au valoare. Când Biblia spune ca credinciosul să-și păzească hainele, ca să nu-i se vadă goliciunea, nu se vorbește de cele, ci doar de haina pe care ți-a dat-o Dumnezeu. A doua haină care apare prin numele comunități creștine și o observă este cea prezentată de Apostolul Petru, în capitolul 1 Petru, capitolul 2, versetul 16, unde spune Biblia așa. Purtați-vă ca niște oameni slobos, fără să faceți din slobozenie aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Știți că de foarte multe ori slobozenia noastră în Hristos, slobozenia ne face să fim răi cu alții? Există foarte disprețuitori cu alții care nu cred ca noi, care nu gândesc ca noi, care nu au făcut parte de același har ca și noi. Iubiții mei, de foarte multe ori, haina răutății este la îndemâna noastră. Și devenim răzbunători, ținem pică, iertăm foarte greu. Îi ținem pe anumiți oameni la piaragaz, la foc mic, așa, să fiarbă în suc propriu. De ce? Pentru că să mai simtă și el ce înseamnă să mă super pe mine. Ce înseamnă lucrul ăsta? Asta se întâmplă și în Hristos și în soții.
Ori, iubiții mei, asta este o formă a hainei răutății. Există oameni care sunt disponibili să-ți predice ori și ce. Ori întrebi să-ți predice, dar nu-i disponibil să ierte de cineva din adunare. Ori aș vrea să vă spun, frații mei, că haina răutății o poți îmbrăca. Și pot să manifest haina aceasta răutății. Am întâlnit situații. Când primeam, de exemplu, niște bilete la vot și eram cu cineva și analizam biletele alea și la un moment dat văd pe cineva că a spus că vrea să cânte o cântare. Și cel din lângă mine, care era mai în vârstă ca mine, îmi spune, pe tânărul ăsta să nu-l pui. Dar de ce să nu-l pun? Păi ăsta e nepotul la unul care m-a enervat pe mine. Bineînțeles că nepotul nu avea nicio treabă cu ce-a făcut unchișul. Nu avea nicio treabă. Dar haina răutății era pe omul ăsta. El poza pocăit, el poza formator de opinie. El trăia o pocăință care să fie urmată de ceilalți. Dar nu putea ierta o ofensă făcută de cineva. Nu știu cât de reală sau nu, că nu era treaba mea să o cercetez. Dar gestul lui mi-a arătat că are haina răutății. Când ai haina răutății, ai prinși de război în inima ta. Ei sunt liberi, dar sprinși de război. Când cineva vorbește cu tine și îți spune anumite situații sau anumite stări, aș vrea să spun, nu cumva prinși aia de război este? Frații mei, cât de important ca haina aceasta răutății să nu o îmbrăcăm, să rămânem îmbrăcați în hainele mântuirii, Doamne ajută! În hainele mântuirii iertăm cum a iertat Hristos. În hainele mântuirii trecem mai departe. Asta nu înseamnă că nu vom fi jigniți, că nu vom fi ofensați. Dar cu hainele mântuirii ne aducem aminte că suntem privilegiați copii al lui Dumnezeu doar prin harul lui Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Și dacă ne-a dat Dumnezeu o har și noi la rândul nostru iertăm prin har, ne rugăm prin har, suferim prin har și mergem mai departe prin har. Doamne ajută! Așa putem trece, frații mei. Dar ținuta aceasta al hainelor trebuie să fie peste noi. Peste aceasta, totdeauna se ia brâul. Îmi place imaginea frumoasă pe care am văzut-o de multe ori. Brâul arab nu era brâul acela pe care purtau bătrânii noștri, o curea lapt, așa, ca pe care un cingeam într-o rând de cingători sau două sau trei mai mici, așa, cingători mici. Ci arabii aveau de multe ori câte un șal, așa, și îl puneau împrejurul lor, așa. Ei, când te supără unul și vrei să iei haina răutății cu haina pocăinței, nu poți tu să te răzbuni cum trebuie. Dar să iei haina răutății, să ai un brâu din ăla care când te-a pus să dai jos, să dureze. Să dureze, păi, dar și Duhul Sfânt te întrebi, tu ce faci acum? Ce faci acum? Există brâuri de astea pe care le luăm de-a lungul pocăinței noastre foarte lejer de dat jos. Mai ales și foarte subțiri. Imediat o dat jos ca să schimbe haina. Stimați mei, aș vrea să vă spun ca haina să rămână pe tine, indiferent de provocările pe care ai sau de vânturile care vin și poți smulge hainele pe tine. Trebuie să fii încins cu un brâu. Și brâul acesta arată Sfânta Scriptură, este adevărul. Și adevărul absolut îl găsiți în Scripturi. Amin. Adevărul e acolo. Trăim într-o lume a manipulărilor. Trăim într-o lume a informațiilor care ni se predau, doar de oameni care au acces la ele. Orice informație și în genere, și în timpul actual, care contravine curentului, este blocată, fie că e pe YouTube, care e foarte liber cu ghilimele de rigoare, fie că e pe Facebook, din nou liber cu ghilimele de rigoare, totul este blocat. Doar ceea ce trebuie, declarațiile care trebuie, alea ajung la noi. Psihologii vorbesc de mâncare, de informații amestecate. Adică, o mamă, când își rănește copilul, când eram eu mic, așa, mama când avea ceva, mesteca ea prima dată și după aceea îmi dădea mie mâncarea aceea mestecată. Din punct de vedere informatic, e la fel. Informațiile care vin de la sursă, fie că din Israel, fie că din România, fie că din... ajung la o grupare de oameni care mestecă informații și spun, dacă o dăm așa, ce reacții sunt? Și atunci noi o dăm așa, ca să aibă reacțiile pe care le dorim noi. Și la momentul actual, vreți, nu vreți. Astea sunt informații. Într-o asemenea lume,
Există ceva care e adevărat 100%. Și ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. De-aia o să vedeți mai nou informațiile astea amestecate, vin să spune că nu mai e dreptul să iei din cuvântul ăsta. Să-l bagi undeva în umbră. Credincioși aici ar trebui să citeze de Scripturi, să citească mai aproape Scripturile și să memoreze cuvântul Domnului. Doamne ajută! E singurul pe care ne putem baza. Este adevărul lui Dumnezeu. Ori, iubitul meu, ca să poți ține hainele pe tine, ca să poți lucra în ogorul lui Dumnezeu, trebuie să ai brâu. Dar brâul acesta contează tare mult mai atunci când depui efort cât de late. Când te duci să ridici un sac de ciment și este încins cu o curelușă subțirică, din aia subțirică așa, dintr-o dată mușchii abdominali sunt puși sub presiune. De-aia apare acea boală ernie inghinală la foarte mulți, pentru că se apucă să ridice greutăți fără să fie echipați corespunzător și încinși corespunzător. Uitați-vă la halterofii care ridică greutăți foarte mari. Principalul lor, pe lângă antrenament, este mijlocul. Să aibă brâul cât mai lat, să-i susțină toți mușchii abdominali, se poate face. Aș vrea să vă spun, atunci când vii la pocăință, ai o foarte mare râvnă să te duci să ridici greutăți. Și îi aduci la credință pe toți, pe toate neamurile tale. Să te pui în vorbă cu Martul Jehova, cu mormoni, nu știi și ăia. Dar tu mergi neapărat. Dar n-ai brâul pe măsura asta. Nu ai mijlocul încins pe măsura asta. Și te duci la un sac de 120 de kg, încinți cu o forisică și vrei să ridici pe... Nu te mira că după aceea nu mai poți face nimic. Nu te mira. Pentru că brâul acesta are putere cu cât e mai lat. Câtă vreme nu citesc Scriptură, câtă vreme nu meditez la Scriptură, câtă vreme nu iei din înțelepciune altă. Că sunt o grămadă, foarte mult, eu citesc numai Biblia. Foarte bine, dar uite că Biblia aceasta, pe care tu o citești, am citit-o și eu, citești și altul, privitor la un verset. Nu merge numai după ce zici tu. Că și eu zic un anumit lucru și constat că e greșit. Trebuie să mă duci, frate Marte, cum vezi versetul ăsta? Frate Uriel, cum vezi versetul ăsta? Frate Butare, și câteodată, fiind foarte atent, pentru că cunoaștem în parte, Dumnezeu ne îmbogățește cu părțile celorlalți. Asta mă ține pe mine smerit. Nu pot să spun niciodată că știu totul. Nu pot să spun niciodată, oi, că tu vorbești degeaba, dar eu oricum le am, știu. Nimeni n-are dreptul. Cine zice așa e arogant, îi mândru și deja e blocat în creștere. Când în schimb îți dai seama că trebuie să-ți mărești brâul și știi Scriptura și cunoști Scriptura și auzi mesajul Evangheliei și ești doritor să înveți de Scriptură, brâul se lățește. Și în momentul în care brâul se lățește, poți să ridici greutăți din ce în ce mai mari. Poți să porți și sarcinile altora. Poți să fii pus în lucrare. De aceea nu promovăm oamenii meriți de curând la pocăință. De aceea nu. Nu pentru că nu vor, ci pentru că nu au capacitatea, în mod special, să ridice. Pentru că oamenii pe care îi promovăm, îi punem în conducerea bisericii, îi ordinăm în lucrare. De cele mai multe ori nu îi ordinăm pentru mese de dragoste. De cele mai multe ori nu îi ordinăm ca să dea decorații și diplome și pixuri. Să nu! Îi ordinăm pentru a rezolva probleme grele, sarcini grele. Dacă mijlocul tău nu e încins corespunzător, s-ar putea să faci lângă sarcină. De aceea spune Sfânta Scriptură în Galateni, într-un text biblic pe care dumneavoastră îl cunoașteți, eu doar îl repet, un text foarte frumos și sugestiv totodată, Galateni, capitolul 6, versetul 1. Fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți domnicești, să ridicați cu Duhul blândeții. Și există o atenționare aici. Bine, tu ești duhovnicesc, tu trebuie să ridici pe ăla. Dar Biblia vine și spune și ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu de aceeași greșeală ca și-a dus eu. Pentru că dacă el e convins și are și versete biblice că greșeala nu e bună, că atitudinea lui e bună din răzvătire, că atitudinea lui e bună să nu pe biserică, că are și descoperire. Tu te duci drept de la eu și spui, păi, au avut descoperiri, măi. Și au avut prin niște vase recunoscute. Și cum atunci
despinăm logodnica lui Hristos, îi rupim vreun picior, îi scoatem vreun om, ce facem dacă au avut descoperire? Pentru că noi vrem un lat. Nu-ți poți da seama. Te iei și omojești biserica. Te iei și rup din biserică. Și frații mei, de slujitori ca mine și ca alții, scăpați ușor. Scrim niște hârtii, pune sub disciplină, niște mustrări. Dar ce te faci cu logodnicul care vine după aceea și spune, ce ți-ai permis tu să faci? Ce ți-ai permis? Să faci în biserica mea. Eu cu greu l-am adus pe ăsta și l-am mântuit. Eu am creat circunstanții, am vorbit prin situații, am vorbit prin medici, am vorbit prin șoferi, am vorbit prin slujbe de mormântare, am vorbit și l-am adus în biserică, l-am mântuit prin harul meu. Și tu ai venit și l-ai vrea să-ți faci tu bisericuță, nu? Ai venit tu să-l faci și vrei tu, nu? Ce faci atunci? Că foarte mulți așa într-o veselie, dacă mai am și o lucrare și o interpreteze cum vor ei, nimeni nu interpretează ca ei, dar ei interpretează ca să le ia sub pasența. Să bagă în anumite lucruri. Văd foarte puțin în cunoștință la oamenii. Că se încerc cu niște funioare, așa, și vor să rezolve foarte multe probleme. Frații mei, când în schimb încep să cunoști Scriptura, când încep să cunoști planul lui Dumnezeu, când încep să cunoști că Hristos își zidește biserica. Și dacă există un pericol pentru biserică, Dumnezeu poate parca 6 luni în spital fără probleme. Și-l dă la o parte. Nu trebuie să te lupți tu, să nu biserica lui Hristos. Îl poate rezolva, că el zidește biserica. Cum vindecă, cum se îndură, cum ne vorbește, poate și are putere să facă lucrul ăsta. Ți-ți cere, îți pare că mergi ceva rău. Ai la îndemână rugăciunea, Doamne ajută. Dar nu te apuca peste sarcinile și potențialul tău. Pentru că apare boala. Câți dintre oamenii aceștia ne-am văzut doritori de pocăință sinceră, oameni care au venit din lume, din tot felul de păcate, unii dintre ei din lume interlopă, care au venit la adunare, au venit, Dom'le, vreau o pocăință adevărată. Nu știa nimic, toată lumea erau vreo dirijori, cântăreți, tot păstori, toți sfinți. S-a apropiat el unul care avea interes, care avea interes. Dintr-o dată, ăla știe de unde nu știe, știe tot. Tot. Ăla nu-i bun, celălalt nu-i bun, ăla nu-i autentic, celălalt nu-i autentic. Păi dar tu nu știi lucrurile astea, că ești ridie. Ești ridie, tu-ne. O a avut cineva grijă să-l lumineze. Să-l lumineze. Și dintr-o dată, omul ăsta, care putea fi util în râvna lui pentru Domnul, este contra la orice înseamnă duhovnic, stare duhovnicească. Ba chiar am văzut, vine cineva la adunare să se pocăiască, e captivat de ce se întâmplă aici, e ca, merge, stai liniștit că-ți trece, băi, stai liniștit, să-ți explic eu cine e, să-ți zic, și explică, ce explică? Explică că există oameni ca mine, ca tine, nu suntem perfecți, suntem perfectibili, ne pocăim în fiecare zi, Doamne ajută, și oameni ca eu, asta există, oameni care ne putem pocăi, când refuz lucrul ăsta, când refuzi lucrul ăsta, pui în pericol integritatea logodnicii Domnului Iisus Hristos. Ori, frații mei, câtă vreme brâul tău e sub țirel, crezi că poți ridica orice greutăți? Crezi că poți face? Când brâul tău e lat, te duci numai în funcție de brâu să poți ridica. Frații mei, văd pe foarte mulți râvnitori, așa, râvnitorii, văd pe foarte mulți oameni ai rugăciunii să adune, să aibă prorocie. Dar când vezi o fată tânără de 17 ani care s-a uitat pe un site unde erau New Age yoga și a intrat un duh în ea, îi făcea ochii albi, îi căutau ăștia pupila și nu i-o găseau. Ei, oameni aia, rugăciunii, au fost iritat, măi, faci scandal la adunare, când, hai aici noaptea asta să ne rugăm pentru fata asta. Nu, dispărut toți. Frații mei, când brâul este lat, tu îți dai seama că sunt niște responsabilități? Că trebuie să te luți. Nu numai așa prezinți lucrurile. Că brâul este lat, îți dai seama de cuvântul lui Dumnezeu. Îți dai seama că Dumnezeu își ridește biserica. Îți dai seama că bisericile au toate luptele și particularitățile ei. Și deasupra noastră tuturor este unul care continuă să o zidească. Datoria mea este să rămân la îndemâna Domnului. Doamne ajută! Că brâul ți-i lat și ai pus pe hainele tale, nu le dai jos. Și poți să, la un moment dat, să poți face orice lucrare. Mă uit la Apostolul Pavel, care la un moment dat spunea cum Dumnezeu i-a descoperit Evanghelia, pe care a pus-o lângă acea apostolilor.
Și spunea el la un moment dat, vă puteți voi da seama de cunoștința pe care o am despre planul de mântuirea lui Dumnezeu? I-a revelat Dumnezeu, i-a descoperit. De aceea declarația lui șochează. Pot tot în Hristos care mă? De ce? Pentru că am cunoștința necesară să pot rezolva aceste probleme. De aceea s-a implicat. De aceea îl vedeți bătut. De aceea vedeți în primejdie și cea mai periculoasă primejdie de acolo este între frații mincinoși. Că eu nu ți-i vezi care e situația, dar între frații mincinoși. Și foarte frumos Pavel, în loc să spună între bandiți ăștia, între frații mincinoși. Sunt și ei pe acolo. Păi, Pavel, dar trebuie să ai un cuvânt. Nu. Sunt și ei prin zonă. Eu sunt în primejdie. Dar asta nu presupune că eu nu pot trece peste. Nu-l vedeți în depresie pe Pavel. Ajunge în pușcărie și încurajează pe frații din Filip. El din pușcărie, privat de libertate, privat de drepturi, spune, frații mei, bucurați-vă în Domnul și iar în zi, bucurați-vă. Păi de unde ai tu puterea asta? Brâul este foarte lat. Și îmi dau seama că în pușcărie, ca și în afară, Hristos este Domnul, lăudați-i pe numele. Că toate lucrurile au un scop în viața noastră și Dumnezeu în suveranitatea Lui ne așează harul Său peste noi ca să putem face lucrarea Lui. Prima poziție ținută credinciosului sunt hainele mântuirii, apoi încinse cu brâul adevărului, al cuvântului lui Dumnezeu și apoi făclia în mână. Făclia în mână înseamnă mărturie. Atunci când ții o făclie în mână, în întunericul gros al lumii acesteia, vrei, nu vrei, este observat. Vrei, nu vrei, este observat. Le spuneam la frați că am vizitat Suedia și la suedezi n-au perdele, nici nu fel. N-au ceamă de așa și casele la stradă, în mod special seara când circule așa, omul intră în casă, duce la bucătărie, mai cu tare, oameni pe stradă, ei dinăuntru nu văd cine e pe stradă. Pentru că ei sunt în lumină acolo. I-a prins becul în cap. Dacă cumva soțul mai are o discuție cu soția, dintr-o dată ai un spectacol fără să plătești bine. Stai acolo și te uiți, te bai așa, te bai la rău și vrei să vezi cum iese. Când cei doi se îmbrățișează, pleci mai departe, că nu mai are sens, mai stai în zonă. Te duci mai încolo. Ei, când treci pe lângă o casă de asta care are lumina aprinsă, ăia dinăuntru nu te văd pe tine, dar tu îi vezi. În momentul când te întorci la Domnul și când ești îmbrăcat în hainele mântuirii și încinți cu al Domnului cuvânt, ți se dă făclie în mână și ești observabil, chiar dacă crezi că ești o cantitate neglijabilă. În întuneric gros, de exemplu, aici vii întuneric bezdă și unul aprinde un simplu chibrit, un mititel de chibrit, toată lumea îl observă. Toată lumea îl observă. Sunt oameni care vin și spun, băi frate, nu înțeleg o treabă, ce mai? Băi, sunt parlamentar, sunt senatori, sunt ministri și în Germania și în România, care fac niște treburi așa, care au amante, care au putare, care au putare. Nu vrei mie niciun leapă de ei. Când am greșit și eu pocăit, am făcut o apără, mă dă la ziar, mă dă la știmă, mă nervează la culme. De ce pe mine mă dă? De ce? Pentru că tu ești o cetate așezată pe un... Băi, dă-ți o mare, băi! Băi, nu treabă. Tu ai făclia în mână și mai șupuri cu făclia în mână. Tu ai făclia în mână și tu mai faci și mână. Și vrei să nici nu te vadă ăsta. Iubitul meu, vrei, nu vrei. Tu ai făclia odată ce îi aparții lui Hristos. De aia fii foarte atent. Fii foarte atent că ești observabil. Cineva se uită la tine. Te vede. Chiar dacă tu nu-i vezi pe ei. Chiar dacă tu vezi veșinii tăi, nici nu-ți interesați unde te duci. Nu. Sunt foarte atent. Tu ai o făclie în mână și ceva te dă de gol. În domeniul spiritual, cineva în mână pe oamenii aia să fie atent la tine. Nu s-a atent la altul, care vine piat și așa mai departe. Asta e situația lui. Parcă nu s-a atent. Dar la tine tot în ziua stau cu ochii pe tine, să observi ceva. Ca atare, fratele meu, făclia în mână înseamnă mărturia pe care o ai. De aceea e important cum te îmbraci. De aceea e important cum vorbești. De aceea e important cât de cinstit ești. De aceea e important să fii respectos. De aceea e important. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Stimații mei, un alt aspect al făcliei este faptul că te luminează pe tine. Te luminează pe tine. Oamenii îți văd fața. Tu nu-i vezi fața celor din întuneric. Că se râd la tine sau se strâmbă la tine. Tu nu-i vezi fața.
Dar tu odată ce ai făcut fața ta să vede. Aș vrea să vă spun că foarte mulți oameni se uită la fața noastră. Înainte de pandemie, i-am spus la oameni că Iisus este Domnul nostru și El stăpânește tot. El conduce viața noastră, El are grijă de multiplicarea noastră celulară, El are grijă să numere firele noastre de păr din cap, El numără pașii noștri de pribean, El face toate astea. Bine, asta a fost, am vorbit așa înainte de pandemie. Când a venit pandemia și groaza morții a cuprit lumea întreagă, toți oamenii au văzut făclii ridicat și au zis, ce fac ăștia? Ce fac ăștia acum? Când ăștia continuă să aibă fața plină de bucurie, când ăștia spun, noi avem nădejde în Hristos, când ăștia spun, viitorul ne este oricum asigurat, chiar dacă tușesc, chiar dacă sunt infectat, nu e nicio problemă. Mă pot duce acasă la Domnul, nu este mai bine, sau pot rămâne aici să fac, rămân cu făclia pe la cap, în sus, ridicată. Cum arată fața ta? Este o speranță pentru ceilalți? Pentru că acum e momentul cel mai bun de a depune mărturie. Acum e momentul. Nu e un moment critic deosebit, dar e un moment bun. Le spuneam la alți frați că în timpul epidemiei de ciumă, care e mult mai contagioasă și mai periculoasă decât coronavirus, în timp ce anumiți, când apăreau bubile alea specifice ciumii și simptomele ciumii, se știa că dacă te atingi de bolnav, te puteai infecta peste 90%. Peste 90%. Și în momentul respectiv, părinții își abandonau în stradă copiii, copiii își abandonau părinții infectați, îi lăsau în stradă. Nu le mai dădeau un pahar de apă, că asta înseamnă că trebuie să-l atindă și îi curajma lui. Și în timp ce doctorii fugeau pe cap, în timp ce politicienii lăsau toți și fugeau, în timp ce toți dispăreau din zonă, au ieșit pe stradă credincioșii, creștini. Pentru că ei aveau oricum un loc mai bun undeva și nu era numai teoretic. Era năzuința lor să ajungă acolo. Și dintr-o dată oamenii ăia, părăsiți de părinți, părăsiți de copii, părăsiți de rude, părăsiți de oameni, dintr-o dată în setea lor, în agonia morții, se apropie cineva de el cu o față senină, îl mângâie pe cap, îi dă un pahar de apă, îl pansează și ăsta dintr-o dată îi spune, tu de ce nu fugi? N-am de ce să fug, Hristos e Domnul meu. Chiar dacă mor, plec acasă la Domnul, e mult mai bine. Am rămas aici pentru tine, că tu ai mare valoare. Dintr-o dată ăsta uită părinți, uită copii, uită cultul religios și spune, cum aș putea să-L am pe Iisus acesta care te-a făcut pe tine să rămâi cu făclia în mână și să vii la mine aici. Zeci de mii de ciumați s-au întors la Domnul, că nu există evanghelizare mai eficace ca aceea. Când vine omul la adunare la evanghelizare, să mă uit așa, măi, fain cât corul ăsta, fain la voi la adunare și pleacă înapoi. Dar acolo nu mai era fain. El știa că mai are câteva momente și se duce. Și în loc să moară singur, în loc să moară fără apă, în loc să moară părăsit de toți, dintr-o dată o ființă riscă viața lui și sănătatea lui și stă lângă el până în ultimele clipe. Mulți creștini au murit, mii de creștini au murit, dar zeci de mii de ciumați s-au întors la Domnul. Iubiții mei, nu trăim în starea asta. Lumea întreagă stă cu ochii pe noi. Să ridicăm făclia în sus și să vadă pe chipul nostru bucuria mântuirii. Ea trebuie să ne însoțească tot timpul. Și dacă tușim, trebuie să zâmbim. Și dacă la un moment dat ni se spune una sau alta, trebuie să arătăm că nădejdea noastră este înăuntru nostru, dintre toate roadele Duhului Sfânt. Înfrânarea poftelor se vede când ești ispitit. Credincioșia se vede când ești pus la încercare să rămâi credincios în răbdare. Însă bucuria se vede imediat. Nu poți să spui că ai bucurie contată. Nu poți să spui că ești înăuntru tău un vulcan de bucuria mântuirii, iar tu te uiți toată ziua încruntați la ceilalți. Frații mei, bucuria se vede nu pe de aici, de la picioare, nici alea la mâini, ci bucuria se vede doar pe față. Să ne ajute Dumnezeu să o avem. De aceea noi ajungem să ne bucurăm. Păi dacă nu te poți bucura de o anumită stare, de o anumită adunare, dacă nu te poți bucura de frații tăi, ce o să se întâmple în anacazul tău? Nici nu mă miră cu o grămadă de credincioși. Când se simt la un moment dat diagnosticați cu anumite forme de boală nevindecabilă, îi cuprinde depresia. Efectiv nu mai are șansă. Se gândește el la soluții să încheie mai repede. Nu se gândește că Dumnezeu prin boală aceea poate vrea doar să-l curățe, să-l facă un vas mai bun. Nu! El se gândește efectiv, asta e tot. Frații mei, aș dori să vă spun că într-o asemenea lume contează să avem făclia ridicată. Și dacă Domnul îngăduie să trăim,
Pentru Domnul trăim și dacă Domnul îngăduie să murim, pentru Domnul murim. Dar pentru Iisus, Doamne ajută! Dar să mă cale pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, pentru frații noștri, frații mei. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Asta e la ținuta corespunzătoare credinciosului care îl așteaptă pe Domnul. Deci nu-l aștepți pe Domnul, știi, așa, cum sunt, Doamne. La tine vin așa cum sunt, putere n-am, tu fii sprijin, tot ce am avut, mai avem noi o cântare pe drum, ne-am pierdut, da? Te aștept pe tine. Foarte mulți credincioși sunt în poziția asta. Frate, lasă că merge așa, dar nu merge, frate mei. Trebuie să fii îmbrăcat cu ainele mântuirii, trebuie să fii încins cu brâul adevărului și făcâia mântuirii să ai mâna ta, Doamne ajută. Să așezi pe stăpânul tău. Băi, dar nu vin în seara. Nu mă interesează. Eu îl aștept. Eu îl aștept. Bă, dar s-ar putea să nu vin, am înțeles chipul. Nu mă interesează cu ce-i prins. Datoria mea este să-l aștept pe el. Și o stau așa îmbrăcat, așteptându-l pe el. De aceea răsplătirile sunt pe măsură, frate. Când vine stăpânul și-l găsește așa. Așa. Nu ies cu ochii, stăpâni, tu m-am dat, cum ai venit, nu eram pregătit, nu, nu, așa. Se va pune, va pune la masă și dintr-o dată stăpânul îl slujește pe asta. Îl onorează. Din ce cauză că îl onorează? Doar stăpân. Îl onorează pentru modul în care l-a așteptat. Știți că la momentul actual există două moduri de așteptare a lui Iisus Hristos și istoria creștină a fost împărțită în aceste două moduri? Au fost oameni care au spus, Domnule, stăpânul nu vine. Doar l-am așteptat și el. A fost o prorocie. Pregătește-te, poporile, că eu sunt gata să vin. Și nu a venit Domnul atunci când m-am gândit eu. Ca atare, azi am discutat cu un frate, l-am mai bârfit pe altul, l-am disprețuit pe altul, că am timp să mă bucuiesc până vine Domnul, am timp. Și așa se dezvoltă în noi niște adicții, se dezvoltă în noi niște obiceiuri nesănătoase, chiar păcătoase, care ne iau timpul, care ne iau vlaga, care ne iau seva, iar la sfârșit de care am vrea să ne pocăim, dar nu mai putem. Am vrea să ne pocăim, dar nu mai avem cum. Și spun, dar am vrut, eu mi-am programat. Iubitul meu, lucrurile acestea se încep din timp. Dumnezeu să ne ajute. Au existat o altă categorie de credincioși. Au spus, Doamne, nu mă interesează când au venit ei. Cu atât mai mult, mântuirea mai aproape de mine ca atunci când am crezut. Mai aproape ca ei. Eu azi l-aștept pe Domnul. Băi, dar uite, fratele ăla, mi se pare mic, e cam ciudat, așa, n-ar trebui să vii la adunare, băi, n-am treabă. Nu-i aduc eu pe oameni la adunare. Eu nu pot aduce copiii mei la adunare. Dacă l-aduce la adunare, înseamnă că l-aduce Domnul. Hai să ne rugăm pentru el. Dintr-o dată vezi că scăpi de o grămadă de sfătuitori, dacă îi pui la rugăciune. Și mai câte o zi de post, ești capat de majoritatea dintre ei. De ce? Pentru că oamenii sunt disponibili numai să vorbească. Toată bârfa, clevetire, e ceva la ea acasă. Dar dacă aștepți pe Domnul acum, tu ești pregătit, frate, am încheiat. Putem să concludem ceva sănătos pentru noi. Dacă nu, eu îl aștept pe Domnul, n-am eu treabă, ce faci tu? Eu îl aștept azi pe Domnul. Știți că au fost oameni de ăștia care l-au așteptat așa pe Domnul? N-aveai ce vorbi cu el decât din Biblie. N-aveai ce vorbi cu el decât lucruri ziditoare. N-aveai ce vorbi cu el decât ceva frumos. Și într-o zi, afli cu omul ăla, undeva pe drum, o căzut jos, i s-a oprit inima și a murit. Și toți care l-au cunoscut, ferice de el. Am întâlnit cu el ce cuvinte avea, ce gesturi avea. Ce credeți că el l-a venit un înger dimineața și zice, ai grijă cum vorbește azi. Ai grijă, fii calm, fii blând. Că astăzi am zis eu la mine. Doar îți dai seama, dacă îi spui cuiva așa, chiar că nu mai e timp de stat blând și calm. Că stai și te gândești, oare cum va fi? Lucrurile acelea s-au deprins în timp, frații mei. Vreau să te întreb, dacă ar veni Domnul acum, cu ce te-ai deprins? Care e atitudinea ta? Care-i poziția ta? Știți că oamenii care de multă vreme au anumite boli terminale, o să vedeți că n-au nicio treabă cu nimeni. Cunosc un frate slujitor care, înainte de a trece printr-o situație dificilă, era mai incisiv, așa, era mai... Câteodată, eu spuneam că e un fel de buldozer, așa, și eu sunt destul de dur în anumite situații, dar el era aproape toate situații. Și a venit omul ăsta prin Germania pe aici și la un moment dat i s-a făcut rău și l-a dus la spital și eu trebuie să-i facă 5 bypass-uri pe cor deschis. Și noi am, chiar înainte de a veni aici, discutam că eu domn cal și am spus, frate, de aceea, eu mi-am pus toate lucrurile în ordine. Toate lucrurile sunt în ordine la mine. Eu nu pot ști când vreun bypass din ăla am 5, odată pus. Pe cor deschis. Eu nu știu când unul poate cer, dar
Eu nu știu când motorul meu se poate opri. Ca atare toate lucrurile, de la nevastă, copii, biserică, tot ceilalt, eu n-am treabă cu mine, eu sunt pregătit de lansare oricând. El poate fi și așa 30 de ani, 40 de ani, liniștit. Dar știți că lucrul ăsta îl face să fii pregătit continuu? O sănătate oarecare îți dă o falsă siguranță. Și să vă mai spun, dacă aveți niște bani în cont, din nou o falsă siguranță. Însă dacă gândim corespunzător, ne echipăm corespunzător. Dumnezeu să ne ajute. Dați-mi voi acum să vă vorbesc despre atitudinile corespunzătoare pe lângă ținută. Prima atitudine pe care vreau să vă prezint așa în fugitiv, este să fim fără vină sau curați. Iubiții mei, când Biblia ne cere să fim fără vină sau curați, nu ne cere că noi nu greșim, ci ne cere pentru că există soluție. Toți de aici, în săptămâna asta, care a trecut, am greșit. La nivel de gândire, la nivel de privire, la nivel de auzit, la nivel de vorbire, am greșit, cumva. Problema nu e că am greșit, suntem într-o lume coruptibilă, într-o lume care ne poate corupe, într-o lume în care Satana ne ispitește. Pe Dumnezeu nu-L surprinde că noi greșim. Pe Dumnezeu îl surprinde că avem soluții să ne spălăm hainele, dar nu o facem. Dar nu o facem. Ori, iubiții mei, a-ți spăla haina înseamnă să recunoști că ai pată pe ea. Că ai pată. Nu te duci la cineva și îi spui, măi, tu trebuie să te pocăiești. Dar de ce eu? Eu nu trebuie să pocăiască de un anumit lucru. Ori, iubiții mei, când trebuie să speli haina, recunoști, mărturisirea păcatelor, cum vă spuneam altă dată, nu e o chestie care îi spune Dumnezeu și le iei prin surprindere. Mărturisirea păcatelor este faptul că ai identificat că există un lucru prin care l-ai supărat pe Dumnezeu. Tu nu te mai poți întoarce în timp să rezolvi problema aceea. Tu nu mai poți schimba nimic din starea de fapt. Dar poți acum, prin pocăință, și să-i spui Dumnezeu, recunosc că te-am întristat, recunosc că am avut o atitudine necorespunzătoare, te rog, spală-mă în sângele tău. Și Biblia spune, dacă ne mărturisim păcatul, este condiționarea asta, el este credincios și drept, ca să ne ierte de orice păcat și orice fără de lege. Slăviți-vă pe Domnul! Vorbiții mei! De foarte multe ori, diavolul se luptă cu foarte mulți credincioși și trebuie să vă spun lucrul ăsta, că știm că am greșit. Și când Dumnezeu vine și îți spune că ai greșit, vine să te conștientizeze și să te întărească înăuntrul tău la lucrul acesta. Câteodată ți-e și penibil și ție, iar am greșit același lucru. Pentru că ai identificat că e păcat, nu că e om, frate, toți fac așa. Când maschez cu toți fac așa. Când maschez că și alții au făcut, când maschez că nu e așa mare lucru, tu te pregătești să devii expert în păcatul ăla. Când în schimb vii și conform Bibliei îi spui, ăsta e păcat, îmi pare rău că l-am făcut. Te rog, Doamne, iartă-mă în numele Domnului Iisus. Domnul te iartă. Știi că vei mai avea o provocare, dar în momentul provocării tu ești foarte atent. Băi, eu am mai făcut odată asta. Doamne, iară mai făcut. Știi că se recrează în interiorul tău o rezistență față de păcat? Se creează în interiorul tău pentru că cere ajutor de la Domnul. Nu că nu mai caz, dar se creează înăuntru tău o putere de a trece dincolo, pentru că l-ai recunoscut. Ori, iubiții mei, vreau să vă spun de faptul că diavolul știe că păcatul tău e iertat. Pentru că Biblia spune, dacă ți-ai mărturisit păcatul, indiferent de ce simți tu sau de ce crezi tu, Dumnezeu e drept și credincios să te ierte. Problema este că diavolul spune, tu nu se înțelegi că ai fost iertat, nu-i așa? De ca atare Dumnezeu nu te-a iertat, cu altul că nu-i drept și credincios. Tu nu crezi că te-a iertat, nu? Tu ai spus asta, dar nu crezi că te-a iertat. Ca atare, nu, iubiții mei, indiferent de ce crezi tu sau simți, Dumnezeu rămâne drept și credincios, slăviți-i pe Dumnezeu. Sunt oameni care cred că Dumnezeu e iertat. Sunt oameni, sunt tineri cu care mă întâlnesc și nu au problema asta. Nu au problema asta, au problema că s-au mărturisit, au recunoscut păcatul. Și au cerut iertare, cred că Dumnezeu i-a iertat, dar nu se pot ierta ei pentru că au făcut treaba asta. Deci nu se pot ierta ei, că iar au făcut așa ceva. Ori, iubitul meu, dacă Dumnezeu e bun și drept și te iartă, fă bine ăsta ca să nu te pierzi singur și iartă-te și tu, Doamne ajută! Iartă-te și tu, pentru că altfel nu poți merge mai departe. Poți rămâne blocat pe calea mântuirii, iertat de Dumnezeu, iertat de frați și nu te ierți tu.
Și ca atare nu poți să alegi mai departe. Nu poți să prinzi Harul lui Dumnezeu. Stai blocat în poziția aceea. De aceea trebuie să ai abilitate. Și dacă câteodată trebuie să ceri ajutorul, Frate, ajută-mă în rugăciune. Pentru ca să iei pe Dumnezeu pe cuvânt. Doamne, ajută, frații mei. Fără vină. Spune Sfânta Scriptură, fără prihană. Lucrul acesta se realizează doar prin sângele Domnului Iisus Hristos. Obișnuiește-te să-ți faci în fiecare zi o retrospectivă. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te lumineze. Spunea Pavel, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. După noi, foarte multe lucruri sunt ok. Dar Duhul Sfânt nu le consideră ok. De aia e important pentru noi să ne lăsăm luminați de Duhul Sfânt. Poate v-am mai spus eu odată, dar într-o seară la o ședință de comitet, un anumit frate a vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt într-un mod care nu era biblic și totodată ofensator pentru cei care îl ascultau. Și ca și păstor am luat cuvântul și am spus, frate, uite, nu e așa, nu e așa, nu e așa, mi-am prezentat de cum trebuie, să așa, nu știu eu, ți-am mai să-i prezent lui ca să-l lămuresc. Și mi-am făcut treaba de păstor. Am plecat acasă la 11 seara și mă pregăteam să mă culc. Ca de obicei, vă las pe Duhul Sfânt să-mi lumineze cugetul. După mine era tot ok. După ceilalți frați din comitet era ok. După Duhul Sfânt nu era ok. Duhul Sfânt mi-a spus, ai făcut bine că ai apărat subiectul ăla. Dar modul în care ai făcut-o nu a fost ok. Omul ăla e mai bătrân ca tine. Omul ăla are oarecare experiență. Și care, din respect pentru el, trebuia să apere adevărul, dar mai cu calm, mai cu blândețe, ca pe într-un bătrân. Na, a spus, Doamne, dacă stau așa, trebuie să-mi sun pe asta, dar s-au ajuns și el acum acasă, cred că se culcă și el, sau așa, dă-mi o răgaz până mâine dimineață, mâine dimineață nu este o problemă. Am dormit, o lăsat Domnul Sfânt, Domnul Atece, dimineața era undeva pe aeroport, la Hotopeni, înainte de pandemie, plecat undeva, l-am sunat. Fratele meu, aseară am avut o discuție. Da, frate, am avut o discuție bărbătească, așa, ca de la... Așa. Da. Nu-mi cer scuze din cuvintele care ți le-am spus, ci îmi cer scuze pentru modul în care ți le-am spus. Te rog frumos să mă ierți. S-a lăsat o liniște la telefon, păstori rar, șeze tare, dar în fine, cu cât învățăm mai mult, cu atât de bine. Asta e o mărturiserea mea, nu la celorlalți. Și l-am întrebat, frate, m-a iertat? Și el îmi spune, păstorul, dacă mă ierți și pe mine că te-am provocat, atunci problema e rezolvată. Sigur că da, fără nicio problemă. Oribiții mei, când cugetul tău iluminat de Duhul Sfânt, asemenea lucruri care trec neobservate de judecata ta, de mentalitatea ta, nu trec neobservate de Duhul Sfânt. Dacă ai Duhul Sfânt, îl lași să-ți vorbească? Îl lași să-ți arate? Duhul Sfânt îți arată dinainte anumite persoane. Sunt persoane care intră în preajma ta, te întâlnești cu ele. Și Duhul Sfânt îți arată fără dovezi, fără poze. Ai grijă la persoana asta. Ai grijă în domeniul ăsta. Îți arată câteodată și unde să ai grijă. Care e tentația lui? Ce anume urmărești el? Îți arată lucrurile astea Duhul Sfânt. Ești sensibil la aspectul ăsta? Ori, iubitul meu, dacă ești păcat peste păcat să adaugi acolo. La un moment dat ai vrea să te lumineze Duhul Sfânt. Dar cugetul tău e întuneric. Și Duhul Sfânt nu are putere să lumineze. De aceea e bine, menține totdeauna zona curată. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți vorbească. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te călăuzească. Fii atent la fiecare stare sensibilă. Fii fără vină. Doamne ajută! A doilea aspect, frații mei, trebuie să fie în răbdare. Spune Sfânta Scriptură că cine va răbda până la sfârșit, vorbeam data trecută, pare mi se, va fi mântuit. Răbdarea, după ce ești fără vină, ai grijă să-ți dezvolți răbdarea. Folosește orice prilej pentru a vedea cât de răbdător ești. Răbdarea nu se dezvoltă la mesele de dragoste, nici în situații favorabile, ci răbdarea se dezvoltă în situații conflictuale, tensionate, și folosește, că oricum nu scăpi el, vin, dar folosește. Folosește ca să duci răbdarea puțin mai încolo. Pentru că vei trece niște teste și la sfârșit de cale, cel mai important este să răbzi până la sfârșit. Degeaba ai răbdat într-o alergare de un kilometru doar 950 de metri. Ai răbdat. Iar 50 de metri te-ai săturat și tu. Nu. Nu primești cutută. Nu există cupă. Nu există medalii pentru 950 de metri.
Există doar pentru final de cursă. Premii, cununi și făgăduințe. De aceea e important pentru noi. Dezvoltă răbdarea. Știu că te deranjează soția, știu că te deranjează soțul, știu câteodată copiii nu fac ce trebuie. Folosește-le. O apă poate să vină să aducă inundații, dar o apă poți să o îndigmești, să pui o hidrocentrală, să dea curent, să avem lumină, să avem căldură, să... Dar aș dori să-ți spun, evenimentele nedorite din viață îndiguiește-le și dezvoltă răbdare, Doamne ajută! Câteodată te mir, suntem generații diferite, eu și copiii mei. Câteodată ei îmi dezvoltă mie răbdarea și eu, deși să le spun, eu dezvolt lor răbdarea. Toți câștigăm, slăviți să fie Domnul! La voi nu-i la fel! Uitați-vă împrejurul vostru, vă așează Dumnezeu în circunstanțe și folosiți lucrurile astea. Dacă nu le folosiți, veți avea inundații, poți bombăni de pe zon. Da. Iară nu ajunge, iară să mă, iară vrea așa, iară vrea așa, iară vrea așa și aveți inundații. În continuu stați cu cea mea. În continuu să aveți, fiți curați la picioare. Dar dacă puneți diguri frumos așa, Doamne, nu-mi permit, eu nu pot să-mi schimb copiii mei. Eu nu pot să-mi schimb soacrele. Eu nu pot să-mi schimb socrul. Eu nu pot să-i schimb pe frații mei. I-am spus, eu nu o să schimbă, Doamne. Parcă stai așa, nu se schimbă. Și eu mă turesc, eu nu se schimbă. Nu, Doamne, îmi fac frumos așa dicul și încep să produc curent. Adică răbdare. Doamne, ajută. Încep. Și răbdarea aceasta are, la rândul ei, alte beneficii. Curentul. La ce nu-l poți folosi, nu? Câte beneficii nu are curentul electric? Dar dacă nu ai hidrocentrală, ai numai inundații. De aceea e important pentru noi, dezvoltați răbdarea. Și ultimul aspect la atitudine, pe lângă, frații mei, să urmărești să fii fără vină, să dezvolți răbdarea, trăiești în pace. Numai după ce dezvolți răbdarea, poți trăi în pace. Că dacă n-ai răbdare dezvoltată, e să scârtei de la orice discuții. Fraților, eu cred că revenirea Domnului va fi înainte de necazul cel mare. Sunt o, bă, vin în timpul necazului, Doamne, mă mai studiază, mai fiu tare, mai frate. Spune Biblia, lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la? Iar în celelalte, ne va lumina Hristos. Nu, dar eu nu far așa, să-l bag în ori 3 zile și să vezi că nu mai vezi nimic după aceea. Iubiții mei, nu-i ok. Nu-i ok. Cum m-a luminat și a așteptat Hristos după mine, trebuie să am răbdare să lumineze Hristos și pe celălalt. Dumnezeu să ne ajute. Când înțelegi așa lucrurile, îți dai seama, de multe ori, toți credem că Dumnezeu ne iubește pe noi și ne iartă pe noi. Dar nu credem că așa direct de leagă pe altă. De-aia imenții, bă, tu ești păcătos. Pe mine mă iertat când ne iartă, pe mine vă 3 săptămâni. Iubiții mei, cum ne iartă pe noi, așa iartă pe ceilalți. Cum sunt eu copilul lui Dumnezeu, așa e și celălalt, slăviți să fie Domnul. Când gândești așa, trăiești în pace cu frații tăi. În lucrurile în care ai ajuns de aceeași părere, umblați la fel, iar în celelalte, frate, mai să facem să fie bine. O să vedeți oamenii care nu știu de câte lor, nu, ei sunt stare să tine biserici întregi după ei, să chinui adunarea întreagă după cum vrea el. Iubitul meu, fii matur în domeniul ăsta. Dezvoltă răbdarea cu frații tăi și apoi trăiești în pace cu ei. Caută pacea și aleargă după ea. Doamne ajută! Ultimul aspect pe care vreau să-l prezent la dumneavoastră aici, pe lângă ținută, pe lângă atitudine, sunt niște acțiuni care însoțesc pe cel care așteaptă, care e îmbrăcat, echipat și are atitudinea asta. Prima acțiune este rugăciunea. Ne spune Sfânta Scriptură, în Luca, capitolul 21, cu versetul 36, în felul următor. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Stimați-i mei, când vine Fiul Omului, eu cred că poziția de genunchi e o poziție a rugăciunii. Dar când vine Fiul Omului, nu vrea să ne găsească pe genunchi, nici cu fața la pământ, ci vrea să ne găsească în picioare, ca niște oameni care îl așteptăm pe El, pe slujba și poziția care mi-a dat-o. Ca să ai putere să rămâi în picioare, îți trebuie rugăciune. Rugăciunea dă putere. Cu cât te rogi mai mult, cu atâta primești putere. Este un schimb pe care îl faci cu Dumnezeu. Și puterea aceasta vine de la Dumnezeu. Rugăciunea are foarte multe beneficii. Însă unul din beneficiile pe care le are rugăciunea este puterea. Oamenii care se roagă mai mult,
au putere. Oamenii care înalță rugăciuni, care sunt un fel de stații de transmisie. Că rugăciunea, frații mei, nu înseamnă să stai numai pe genunchi sau cu fața la pământ. Rugăciune înseamnă să ai o atitudine continuă de mulțumire. Îl aștepți fratele, vii, Doamne, mulțumesc că aștepți fratele, mulțumesc că i-ai dat sănătate, mă duc la biserică, deschid ușa de cuvânt. Dar toate astea nu răcnesc cu gura mare prin dezbatere. Toate astea se înalță prin Duhul înăuntru meu. Când mă scol dimineața, nu neapărat să ajung la poziția aceea de rugăciune. Și primul dată când eu mă deschid ochii dimineața, mă, Doamne, mulțumesc pentru ziua de astăzi. Mulțumesc de harul Tău. Mulțumesc că n-am primit nicio veste tristă. Mulțumesc că pentru ziua de astăzi. Sunt mulțumit. Înalț lucrul acesta în prezența Domnului. După care pot să am o atitudine de rugăciune după Sfânta Scriptură. Dar Biblia spune rugați-vă neîncetat. Adică este o atitudine, o acțiune pe care trebuie să o profesez continuu. Dumnezeu să ne ajute. Primești putere, fratele meu. Primești putere, ți se dă înțelepciune. Efectiv, rugăciunea e starea în care recunoști că nu știi. Doamne, trebuie să mă întâlnesc cu tare. Nu știu ce îmi propune. Nu știu, Doamne, dă cuvintele Tale. Dă-mi harul Tău după ce ai avut discuția. Doamne, dacă am greșit ceva, ajută-mă să învăț. Ajută-mă să trec mai departe. Să spun numai cuvintele potrivite. Și îți dă Dumnezeu înțelepciune, putere și călăuzire. A doua atitudine, acțiune corectă pe care trebuie să o au copiii lui Dumnezeu. Toți. Nu contează ce slujba au. Prima e rugăciunea și a doua, lucrați pentru Domnul. Te-a chemat Dumnezeu să faci ceva. Te-a chemat Dumnezeu să faci ceva. Spune Sfânta Scriptură în Matei, capitolul 24. Foarte sugestiv textul acesta. Versetul 24, versetele 45 și 46. Care este deci robul credincios și înțelept pe care stăpânul său, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale să le dea hrana la vremea hotărâtă. Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând? Păi da, în timpul ăsta, cât el trebuia să dea hrana slujilor celorlalți, tovarășilor săi, cineva de afară spune, Domnule, că s-a străcat tractorul, nu știu care, și trebuie schimbată pana neapărat. Dar el trebuie să dea hrană. Și se duce și se bagă în seamă că e mare meseriaș și l-a schimbat pana. Și se bagă el în seamă și vorbește cu el alt, sunt de politică. Și se bagă el în seamă și vorbește ce ar trebui de făcut. Frații mei, văd că zilele noastre de astăzi suntem buni la orice. V-aș ruga tare mult și foarte repede. Uitați-vă la ce v-a chemat Dumnezeu să faceți în biserică. Nu la ce vă place vouă, și la ce vă văd eu bun. Contează și asta. Dar la ce te-a chemat pe tine Dumnezeu să faci în biserică? Și fă aia. Că treaba mea rămâne nefăcută, n-ai să răspunzi tu. Că treaba mea e făcută în batjocură, n-ai să răspunzi tu. Știu că continuu comentez. Că eu nu fac treaba bună și tu pierzi și nu faci nimic pentru că comentezi la mine. Tu ai să fii răsplătit pentru că faci așa ce ți-a dat Dumnezeu. De aia vă rog tare mult, fiți foarte atenți. Văd oameni foarte capabili, foarte capabili, care nu se implică în lucrări dacă Dumnezeu nu-i chemat acolo. Nu se implică. Și ar fi buni acolo. După mine ar fi exact. Dumnezeu, nu mi-a vorbit Dumnezeu. Eu îmi văd doar de treaba mea. Și o treabă măruntă. El e mult mai potentat, îmbrăcat de putere să facă mai. Dumnezeu, nu m-a chemat Dumnezeu. Eu rămân credincios că este lucrul. Dacă Dumnezeu vrea să mă cheme la o altă lucrare, are metode să-mi arate, să-mi vorbească, să-mi prezente. Și nu mă duc, nu mă dau. Dar dacă nu mă cheamă, rămân credincios în locul credințat de mie. Cu ce ocazie te amestești în treburile atât? Cu ce ocazie evaluezi slujba? Cu ce ocazie știi așa de bine în trai sau altul aici, dar la ta nu știi nici măcar darul tău? Spune Biblia, ferice de robul acela pe care stăpânul va găsi făcând așa. Ori, iubiții mei, e foarte important pentru noi să luăm seama la lucrul ăsta. Ne va vedea Dumnezeu. Eu știu că ne pregătim toți pentru o sesiune când vom fi credincioși, când cântăm, când vedem semnele, când... și așa mai departe. Însă Dumnezeu ne evaluează și ce-am făcut până atunci. Aveam, probabil v-am mai spus eu lucrul ăsta, mi-a spus un coleg slujitor, eram acasă vreo 6-7. Și taică-și pe vremea aceea avea un IMS-ul. S-a auzit de la distanță un fel de jip românesc, așa. IMS-ul ăsta, când pleca și când venea, o cumpăra fiind niște rățuși, niște puișori, o mai cumpăra niște rasaduri și l-a spus la băieți, la fete, fetele trebuie să urci de rasadurile.
Băieții trebuie să dea clufii, deci mălai este cap la rățuști, la pui, tot trebuie să dea apă, să le dea, e vara, să le dea apă. Că ei se duc undeva la niște prieteni în oraș. Bine, o pornit din meseu, bum, 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 s-au dus. Cum o scavut, sau nu s-au mai auzit din meseu, băieții la fotbal și fetele la stat din formă, la jucat cu ce aveau ele pe acolo și așa mai departe. În timpul ăsta rățuștile din bătaia soarelui, apă nu, crupii nu, plantele din bioare și erau dimineața așa, dar în fine nu era asta un problemă pentru meci. Asta nu curcam meci cu nimic, cu nimic. La un moment dat s-a avut din meseu și dintr-o dată, totul, mingea ascunsă și ăștia se duc să udi rasadul. Dar rasadul era așa. Ăștia se duc câteva rățuște moarte din foame și din sete. Se duc să rezolvi problema. Au venit părinții acasă, i-au găsit pe toți la treaba lor. Pe toți i-au găsit la treaba lor. Dar și-au putut da seama și-au făcut mâna lui. Asta e destul trist. S-a putea în seara asta, cuvântul să te cerceteze și să spui, vreau să văd de treaba mea. Nu se poate să-ți trec trecutul tău și ai făcut până acum. Câtă viorare putea primi poporul lui Dumnezeu dacă tu te puneai la dispoziția Domnului. Cât har primea și câtă pace punea dacă tu tăceai din gură când trebuia. Că ai vorbit niște lucruri, poate, care au tulburat pe altcineva. Care efectul l-au bulversat pe altcineva. Pentru că am întâlnit oameni care au venit în biserică plin de pasiune să slujească pe Domnul și s-au gândit cineva să vorbească de rău. Dar te uite la ăla dacă predică, dar să spune și slăbiciune, are toată răcnește, câteodată. Și am mai văzut eu așa, câteodată, e nervos cu nevasta, stă de 3 zile și nu vorbește. Dar și-a ajutat ăla. Printr-o altă ăla care asculta cuvântul, diavolul șoptește la ureche. Ai văzut și faci și asta? Ai văzut? Nu mai pune întrebarea, e adevărat sau nu e adevărat, verific sau nu verific. Pune întrebarea cu vorbile tale la un filic pe ăsta, dintr-o dată. N-am mai primit cuvântul. Păi ce-o predicat? Predicat cu unul. Avea o părere bună despre el. Dar ce-o predicat? Nici nu mai știu, nici nu l-am mai ascultat. Pentru niște vorbe pe care cineva, după aceea se poate ridica în fiul de biserică pe fratele în ce iertare. Am vorbit de rău de fratele cu tare. Un. Da, e adevărat. Dar rățușurile sunt foarte, răsadurile sunt finite, totul e așa cum e. Știu că acum ai o poziție bună. Dar până acum, de-aia vă provoc, frații mei. Ce-o mâncat, lăcustele s-au dus. Dar acum, suntem la un moment când putem lua niște decizii. Doamne ajută! Ultimul aspect pe care vreau să-l spun la acțiuni, pe lângă rugăciune, pe lângă să lucrez cu darul tău și chemarea pe care te-a dat-o Domnul, vedeați să nu-ți ia nimic cu luna. Fii atent! S-au strecurat printre noi oameni care n-au aceeași ținte ca tine. S-au strecurat printre noi oameni care sunteți pe calea mântuirii, vezi de plinit, pe troaie de potignire, de pietre de potignire. Oameni care nu mai aleagă nici în față, nici în spate. Sunt solidificate în drum și stau acolo. Sunt o... Dacă nu ești atent, dai cu piciorul în ele. Dacă nu ești atent, fii foarte atent. Fii foarte atent. Uită-te împrejurul tău. S-au strecurat oameni care schimbă harul în desfrânare, în așa fel în calea adevărului. Este vorbire de rău. S-au strecurat printre noi oameni care numesc păcatul virtute și v-aș ruga tare mult, fiți atenți la lucrul acesta. Ei vor insista pe faptul că prin ei se vorbește bine, se prorocește bine. Unii dintre ei, din calibru greu, vor ajunge să facă semne mari și minuni. Și minuni. Vor avea foarte mulți fani care îi vor urma în destrăbălările lor și în aroganța lor. Și în ziua aceea că nu se mai poate pocăi nimeni, oamenii ăștia vor sta în fața celui care judecă după dreptate și vor spune, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău și m-aș fi așteptat ca Domnul să le spune că tot ce ați făcut voi e fals, a fost contrafăcut. Nu le contestă Domnul autenticitatea celor ce le-a făcut, ci le-a contestat doar viața lor. Plecați de la mine, voi toți lucrătorii cui? Pentru că ei au crezut că pe lângă faptul de o predică bună, de o cântare bună, de o escorcizare în numele Domnului Iisus, îți poți permite să iei bani și nimeni de-ai înapoi. Îți poți permite să minți. Îți poți permite să unești sărbătoarea cu religiunea. Îți poți permite. Ori nu e ok.
Fii atent să nu-ți ia nimeni cu mână. Pe cine vorbesc? Știți câți fani o să aibă oamenii ăștia? O grămadă de afani. Nu vorbesc de pe internet, pe YouTube. Așa, în viață. Și dacă are a doua nevastă? O lăsat-o pe aia că e mai în vârstă și-o luat alta mai tânără. Interesant, când el nu e mai în vârstă, e mai tânără. Și dacă o lăsat-o? Păi ce nu-mi face Dumnezeu cu el? Uite cum se scoală paralizația. Cu ce putere asta? Și ca Adam a zis simbolul încolonat, trăind aceeași stare de păcat ca și el, cu... dar nu făcând minunile cu ghilimetrii doar pe care le face el. Ți se ia cununa. Era pregătit o cunună pentru tine de Domnul Împăratul. Și cineva, efectiv, îți anulează cununa. Efectiv. Cineva îți ia plenul chemării celești. Fii foarte atent la lucrurile astea. Cine-s prietenii tăi? Cu cine te înconjori tu? Care-s oamenii tăi? Uită-te prin jurul tău. Eu am spus că n-am văzut că am prieteni care au glume proaste la jumate în jos despre nevasta unuia sau altuia. I-am scos lângă mine. Când am auzit că am prieteni, toți mă știu. Prieteni, oameni de afaceri, când aud că nu-și plătește angajați sau altceva, mă duc la el și spun, vrei să rămâne prieteni? Faci să fii tot ok. Altfel, eu nu mă identific cu tine. Ține cont. Ține cont de lucrul ăsta. Fă-ți treabă. Fă-ți lucrare. Nu putem rămâne prieteni în felul ăsta. Iubitul meu, uite împrejurul tău. Care-s prietenii tăi? La ce te îndeamnă? Sau va veni momentul când îți vei pierde cununa? Ai rămas ani de zile pe calea Domnului, te-ai străduit. Ai trecut prin situații dificile și îngădui cuiva să vină să-ți ia ție cununa, să-ți ia premiul, numai așa că e preajma ta, că-și permite, că el oricum altă treabă n-are. Nu, iubitul meu. Uite-te la premiul chemării. Pentru asta s-ar putea să pierzi prietenii. S-ar putea să pierzi avantajă. Dar cununa e mult mai important decât orice. Hristos s-a învățat la cer, binecuvântat să-i fie Dumnezeu. Este gata să revină. Spunea cineva că a avut o lucrare, o vedenie, și în vedenia respectivă s-a văzut în cer și era forcotă mare. Îngerii plecau dintr-o parte în alta, era pregătire mare. Și el a întrebat în viziunea respectivă la ce vrea să transmită el, de ce e forfota aceasta? Și i s-a spus, acum aproape 2000 de ani a fost forfotă mare. Pentru că cel de opotrivă, de aceeași esență și de aceeași natură cu Tatăl, a ales să lasă slava și să se întrupeze într-un om, să moară pentru păcatele lumii și apoi s-a înălțat la cer. Acum e din nou, pentru că el se pregătește să-și aducă mireasa aici. Și în această pregătire suntem acum. Sunt niște semne care ni se dau. Nu știu cât de mult a frânat Dumnezeu lumea când vă pot vorbi cu coronavirusul, dar pe noi pocăințe ne-a frânat. Ne-a frânat. Ne spărgeam în figuri la nunți, ne spărgeam în figuri la adunare, ne spărgeam în figuri în tot felul, nu ne mai ajungea concepii, vorbeam între noi și mă întâlneam cu foarte mulți frați de mei. Acum văd că frații vor să cânte din harfe, vor să se roage, pentru că lucrul acesta ne apropie de Domnul. Pentru că în cer e foarte mare. Hristos se pregătește să vină să-și ia biserica și ne-a mai dat un semnal de pregătire. Să ne ajute Domnul să fim gata. Amin.